Au! Înghețata arată apetisant. Da, nu mă pot abține, de-abia aștept să gust. Nu văd nimic grozav la o înghețată. Nu e nimic mai bun decât niște ardei chili. Ar putea fi mai iuți, ce-i drept. E nevoie de niște piper. Oh, scuze! Fetelor, fiți puțin mai prudente pe viitor, vă rog! În sfârșit am reușit! Hey! Fără mâncare din exterior, Donkwa! Pe bune, ține asta! Oh, mâna mea! A luat foc! Ce se întâmplă? Ajutor! Așa-i trebuie, Zac. Ce ai făcut? Sunt plin de cola. Tipul ăsta ar trebui să se mai răcorească puțin. Calea e liberă, să mergem. Mi-e atât de frig. Brrr. Emma, ia cât popcorn vrei. Oh! Au, dintele. Se pare că au înghețat. What? N-am mai mâncat popcorn de o eternitate. Ce gust dubios. Da, parcă ar fi cărbune. Ceva nu-i ok aici. Oh, nu, s-a făcut scrum. Și mâna mi-a acoperit în cenușă. Din fericire știu exact cum să o curăț. Ce crezi că faci, Wendy? Asta n-a fost deloc drăguț. Nu voi trece cu vederea. Emma, înarmează-te cu popcorn. O, vrei război? Îți dăm noi război! Zac și Wendy au distrus filmul și mi-au distrus ziua. Andy și Emma mă lasă rece. Emma, asta e pentru tine! La mulți ani! Mulțumesc! E timpul să-i dăm cadoul nostru. Lipsește ceva. Știu eu exact ce, lumânările lipsesc. Aha. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, nu crezi? Aprinde-le! Arată perfect, să mergem! Oh, Emma! Oh, wow, tort pentru mine! Vreau să suflu în lumânări și să-mi pun o dorință! Nu merge. Voi încerca din nou. Ce e asta? Andy, dă-mi o mână de ajutor. Hai, împreună. Ne vor congela. Ups, cred că ne-am întrecut puțin pe sine. E înnăbușitor aici. Voi stinge lumânarea, poate se mai răcorește. De ce ai face asta? Strici toată atmosfera. Nu prea cred. Cred că fetele iar au o problemă. Ce ar fi să ne descotorosim de asta? Wendy, nu fi tristă, am ceva mai bun pentru tine. Wow, e superb. O flacără de cristal adevărată, o ador. Aha. Vai, Andy, vezi ce a dăruit Zac lui Wendy? De fapt, mi-am amintit că și eu am un cadou pentru tine. Un cristal de gheață. Doamne, e incredibil, ești cel mai tare, Andy. Da, oricum al meu e mai frumos. Ai vrea tu?
Mi-e cam foame. Oh, pizza. Țineți mâinile acasă, felia asta e a mea. Dacă nu-i dai drumul, îți voi congela toate bijuteriile. Nu, lănțișorul meu favorit. Oh, și cerceii sunt acum țurțuri. Te-am avertizat. Vei regreta asta. Iar asta e ce numesc eu mărime mare. Ah, Emma, ai luat foc! Despre ce vorbești acolo? Ah, Andy! De ce? Scuze, a trebuit să sting părul. Oh, înțeleg. Mersi. În sfârșit, puțin timp de relaxare. Nu-i ce trebuie. Are nevoie de niște gheață. Ah, e ca o briză de iarnă. Îmi răcorește mintea și sufletul. De ce se încălzește? Ce se întâmplă? Wendy, iarăși tu! Hello! Hei, scuze, dar am nevoie de multă apă fierbinte să-mi fac tăieței. Nu! Eu, o baie de tăieței, ce dezgustător! Ei bine, eu cred că arată apetisant. Mai trebuie doar să adaug o tonă din cel mai gustos sos. Nu aveai niciun motiv să-mi torn toată asta în cap. Trebuie să recunoașteți, noi suntem mai tari. Să clarificăm asta odată pentru totdeauna. Provocare acceptată. Gata să începem? Zac, ia cola. Nici o șansă să ne învingă. Emma, mai multe! Totul e în regulă, le vom arăta noi lor. Continuați să visați, noi aproape am terminat aici. Da, încă câteva doze. Wendy, ia-le repede pe ultimele. Oh, nu, al lor e mai înalt. E timpul de un atac. Trișați! Luați-o pe asta. Dozele alea sunt înghețate pe loc. N-ai ce face. Andy, ia o mănușă. Așa nu va trebui să ne facem griji că arde. Wendy, ne-au păcălit. Dar nu ne putem da bătuți. Încă mai avem o șansă. Doza asta e înțepenită în gheață. Nu pot desprinde nici cum, e imposibil. Zac, ce-ai făcut? Scuzați-l, are două mâini stângi. Până aici. Suntem pregătiți. E timpul să punem punctul pe ei. Uite și mâncarea, tare! Ciocolată, 10 puncte din 10. Ai mare noroc, Zec. Ador ciocolata cu alune. Sunt convins că nu mă va dezamăgi. Arată foarte delicios. Exact, e dumnezeiască. Alunele sunt așa crocante, grozav. Zec, dă-ne și nouă, te rugăm. Scuze, dar nu mi-a mai rămas nimic. Mary, ridică. Orice, dar nu asta. Brânză împuțită cu mucegai. Nu mai avem aer. Fă ceva. Dar ce pot face? Mănâncă cât mai repede. Mary, haide. Zec, dar nu vreau. Brânza asta arată respingător. Mi se face greață. În caz de ceva, mă vei avea pe conștiință. Iac, ce gust oribil. N-am gustat nimic mai oribil. Ajunge. Doar așa nu e permis. Trebuie să mănânci tot. Mary, scuze, tu m-ai împins să fac asta. Ce faci, Zec? Nu-i cale de întoarcere. Doamne,
Mi-e rău, m-am înverzit, cred că m-am otrăvit. Ia, e respingător, acum clar ne vom sufoca. Ai dreptate, Monica, deja nu mai pot respira, mi-e rău. M-am gândit la ceva, trebuie să ne punem doar o clamă. Uite așa, se pare că s-a mai aerisit. Încerc să mă întorc, timpul să văd ce-am primit eu. Wow, chipsuri! Uimitor! În sfârșit, vești bune! Se pare că e plină! Timpul să-mi văd chipsurile și să le gust! Baftă, Monica! Wow, Monica a primit chipsuri! Felicitări! Arată perfect! Știam eu că mâncarea rotundă nu mă va dezamăgi! O secundă, dar nu e rotund, e oval! Nu-i nimic! Știu cum să îndrept situația! Vă voi arăta un cerc ideal! Nu înțeleg ce face! Numai decât veți vedea! Wow! Cum se poate așa ceva? Pricepere, Zec! A ieșit minunat, așa-i? Nici nu visați să le gustați! Toate chipsurile sunt ale mele! Acum chiar că arată ca un cerc adevărat! Iar asta înseamnă că mi-aparțin mie și doar mie! Ce crocante sunt! Super! Nu mă pot opri! Sunt așa delicioase! Gustarea zeilor! Monica, ai dreptate! E delicios! De data asta începe Monica! Cactus? Nu-mi cred ochilor! E așa de înțepător! Cum să-l mănânc? Sărăcuța! Chiar nu ai noroc de data asta! Dar n-ai de ales! Poftă bună! Nici nu știu cum să-l ating! M-am înțepat la deget! Mulțumiți? Ce să mă fac? Sunt complet pierdută! O secundă, cred că mi-a venit o idee genială! Trebuie să-i tai acele cofor fecuță! Nu e o idee rea, Monica! Îți iese de minune! Uite, deja nu mai arată așa înfiorător! Nu cred că e gustos, dar oricum e mai bun decât era! Ce amar e! Iac! Nu-mi place deloc mâncarea asta! O adevărată scârboșenie! Mi se face rău! Nu mai suport! Scuze, dar e foarte grețos! Monica, hai mai repede! Mi-e groază și să privesc! Gata, am terminat! Acum tu, Zec! Sper să nu fie tot un cactus! Wow! Sandwich! Ce surpriză plăcută! V-am zis eu că mâncarea pătrată e cea mai delicioasă! Acum vă puteți convinge și singure! Vă voi arăta cum e să mănânci frumos cu adevărat! Îmi voi pune șervețelul ca să nu mă pătez! Ce mai? Timpul să-mi fulec! Vai, se pare că am uitat ceva! Am nevoie de tacâmuri! Furculița și lingura se potrivesc de minune! Și cel mai important? Sosul! Sandwich fără ketchup nu există! Adaug mai mult ca să fie mai savuros! Salivez! Zec, mai repede, te rog! Cum spui, Monica? După cum vezi, deja am început! Dar se pare că nu e așa ușor de feliat! E totul în regulă cu tine? Te folosești de lingură, nu de cuțit! Trebuie să-l ajutăm, Mary! Cred că asta va fi mai rapid! Nu te opune, Zec! Deschide gura mai larg! Ce ați făcut? Voiam să mă bucur de fiecare mușcătură! Deși așa a fost mai rapid! Mulțumesc! Acum, Mary! Okay. Un cornet de înghețată! Spuneți-mi că nu visez! Ce apetisant e! Sunt uimită! Scuze, Mary, dar înghețata asta e un cerc! De aceea trebuie să o mănânc eu! Ce delicioasă e! Ce faci, Monica? Oprește-te! E mâncarea mea și va deveni triunghiulară numai decât! Voi topi înghețata cu uscătorul! Wow! Se topește și ia forma cornetului! Da, Zec, așa e! Ăsta e și planul meu! Gata! Acum e cu siguranța mea! Cum e, Mary? Delicios? O, e dumnezeiesc! Cea mai bună mâncare din lume! Zgârcioago! Puteai să-mi dai și mie înghețată! Poate totuși ne servești? Prea târziu! Deja am mâncat tot! Dar credeți-mă pe cuvânt, a fost delicios! Gustor noi! Super! Eu ridic prima! Burger! Nici nu se putea mai bine! În sfârșit pot mânca pe săturate!
Ce gustos e! Uimitor! Ador când burgerii au multă umplutură! Trebuie să-l înfulec de întregul! Ce delicios e! Iac, Monica! Ce lipsită de maniere! Wow, un gândac! Din cauza gunoiului! Nu-i nimic! Asta chiar mi-e de folos! Vino aici, micuțule! Uite așa, ia loc! Gândac! Ajutor! Urăsc gândacii! Cineva, luați-l de aici! Monica, data viitoare ai putea să nu-ți arunci mâncarea pe mine? Scuze, Mary! Nu mă pot controla în preajma gândacilor! Cred că e timpul să ne ocupăm de mâncarea mea! Doar priviți câtă gumă! Și ce formă! Pătratul perfect! Timpul s-o gust! De ambalaj nu mai am nevoie! La fix! În gură! Recunoașteți! Sunt grozav! Zec, ajunge! Arată trist! Recunoașteți! Mă invidiați! Priviți ce am să vă arăt! Vedeți? Două gume! Iar acum le voi prinde cu gura! Uite așa! Wow, ce uimitor! Bravo! Nu mai am cuvinte! Și asta nu-i tot! Continuăm! Voi prinde toată guma rămasă cu gura! Gata! Doare, așa-i? What the? Hei, de ce nu vă uitați? Am făcut-o special pentru voi! Poate un balon imens vă va uimi? Îl voi sufla numai decât! Doar să nu explodez și eu! Nu pot, nu-mi iese! Trebuie să răsuflu și să încerc din nou! Un moment, să mestec mai bine guma! Oh, nu! Am scuipat-o din greșeală! Fie, mă prefac că așa trebuia să fie! Începe, Mary! În sfârșit, deja mă plictiseam! Nachos, super! Ce triunghiuri frumoase și delicioase! Cred că le pot înfuleca dintr-o dată! Uite așa! Foarte delicios! Păcat că porția mea s-a terminat așa rapid! Mary, când mâncai, fața ta ți-a devenit ca un triunghi! Desigur, doar e figura mea! Mamma mia! Wow, pizza! E cel mai apetisant cerc din câte există! Voi ce aveți, prieteni? Eu am tăiței uscați! Sincer, mi-aș fi dorit ceva mai delicios! Iar eu am un tort cu fructe proaspete! Sunt așa de bucuroasă! E așa frumos! Pentru început voi gusta căpșunile! Priviți ce formă triunghiulară! Monica, nici nu te gândi să guști! Sunt fructele mele! Sunt așa de zemoase și coapte! Vrei? Desigur! Ți-am zis, sunt ale mele! Mary, nu ne mai amăgi! Zec, nici nu mă gândeam! Serviți-vă! Deși nu, scuze, fructele s-au terminat! Foarte haios, Mary! Noi nu ne jucăm astfel de jocuri! Acum e timpul pentru tort! O, ce fin e! Și cât de multă cremă! Exact cum îmi place mie! E chiar mai bună decât căpșunica! Nu mă pot opri! Puteai să împarți cu noi! Scuze, dar s-a terminat! Ați întârziat! Mâncați-vă mâncarea voastră! Și cine urmează? Vai, se pare că eu! Uitasem complet! Ce mai? Sunt pregătită! Cu atât mai mult că pizza se răcește! Dă-mi-o! E a mea! Vezi? E triunghiulară! De ce eu trebuie să o mănânc? Din nou tu, Mary! Nu-i cinstit! Trebuie să născocesc ceva! Aha, am o idee! Salamul e rotund, deci înseamnă că e al meu! Delicios! Super! Ador salamul! Ce bine că e așa de mult aici! O feliuță și încă una! A mai rămas ultima! Salamul s-a terminat! Acum pizza e a ta, Mary! Poți să o iei! Dar n-a mai rămas nicio felie de salam! Așa pizza nu e pe gustul meu! N-am să o mănânc! Mi se pare că bateți un apropo! Cred că mă prind! Cred că trebuie să mănânc tăieței! Uitați-mi complet de ei! Se pare că sunt foarte mulți! Un pachet întreg! Trebuie să-l desfac și să verific! Un moment! Ce se petrece? Zec, ai spart pachetul! Din cauza ta suntem plini de tăieței! Scuze, a fost din greșeală! Nu am vrut! Uitați asta!
Parcă ar fi explodat o fabrică de macaroane. Așa e, nu arată prea bine. Poate gustul îmi va plăcea? Nu-i rău deloc, mulțumitor. Propun să începem cu ceva cu adevărat gustos. Să fie un cocktail. Voi face un așa cocktail pentru Kate că va pica de pe scaun. Unde mecea unul și cartea cu rețete înfiorătoare? Ce bine că o am mereu la mine! Așa, trebuie să începem cu viermii. Apoi punem gândacii. Și desigur, cum s-ar putea fără mâzga verde? Și asta nu e tot! Trebuie să adaug un pește întreg. Aruncăm scheletul ca să nu ne deranjeze când bem. Și acum cocktailul trebuie amestecat bine. Ce scârboșenie! Așa, la ce să mă gândesc? Exact! De ce să nu combin sucurile preferate ale lui Kate? Sprite, Fanta și Cola. Asta e exact ce-mi trebuie! Și toate sunt răcoritoare, luate direct din frigiderul meu portabil. Asta înseamnă că sunt mai delicioase. Nu mă pot abține din a le gusta. Mă scuzați, ăsta e încă un semn că e delicios. Mai rămâne doar să adaug un pai. Da, nu vă pricepeți deloc să faceți cocktailuri. Un cocktail bun conține lapte. Acesta trebuie amestecat cu înghețată și apoi colorat în culori aprinse. Așa ne iese un curcubeu adevărat. Ta-da! Câteva minute și cocktailul e aproape gata. Mai rămâne doar să-l decorez cu frișcă și cu un curcubeu adevărat. Sunt convins că va arăta minunat. Kate, mai rămâne doar să alegi cel mai delicios cocktail. Voila! Mi-ați pregătit o grămadă de băuturi diferite. Cred că voi începe cu cea mai obișnuită. Cred că băutura lui Betty îmi va plăcea. Delicios! Parcă aș bea toate sucurile mele preferate deodată. Și râgâitul corespunzător. Să vedem ce mi-a pregătit Wednesday. Vai, ce se petrece? Doar eu pot și simt asta? Ce efect ciudat! Și gustul e îngrozitor! Mai rămâne doar să gust ce mi-a pregătit șeful. Cocktailurile astea colorate arată grozav! Încântător! Și ideea cu curcubeul e incredibilă! Mulțumesc, Kate! Știam eu că voi învinge! Acum vreau ca fiecare dintre voi să-mi gătească un burger! Nimic mai simplu! Trebuie să începem cu prăjitul cărnii! Important e să nu exagerăm! Wednesday, ce faci cu astea? Eu am propriile metode de a găti carnea. De ce vă chinuiți așa? Eu am un toaster. Perfect! Wow! Șeful deja se ocupă de legume! Desigur! Pentru că vreau ca burgerul meu să fie zemos, iar fiecare bucățică de legumă e plină de prospețime. Timpul să-mi pun burgerul cap la cap. Pentru asta am nevoie de sos pe pâinică, apoi de carne, apoi de legume. Acopăr totul. Doar asta nu e tot. Va fi grozav dacă voi adăuga niște sos de brânză. Burgerul va deveni instant și mai delicios. Bravo! Și ce-i grozav în asta? E cel mai obișnuit burger. Dar ce urmează eu să fac vă va uimi. Rețeta e aceeași, dar burgerul va arăta precum un păianjen mare și negru. Unde ați mai văzut așa ceva? Grozav! Dar ce miroase ars! Ah! Carnea mea!
Toasterule, dă-mi-o imediat! Și cum să mai fac burgerul acum? Nu-i nimic. Cred că legumele și cașcavalul vor salva situația. Le punem pe toate la un loc. Iar pâinica o voi rotunji printr-o metodă veche. Ta-dam! Kate, alegerea e în mâinile tale. Nici nu știu de unde să încep. Wednesday, din nou ai făcut ceva înfiorător. Vai, Betty, nu mă așteptam la asta de la tine. Nu, nu voi mânca oribilitatea asta. Iar păianjenul lui Wednesday îl las la final. Șef, burgerul tău va fi primul. Nu-i rău, dar e destul de obișnuit. Mă așteptam la mai mult. Să vedem păianjenul. Wow, nu știam că e viu. Pe loc, nu fugi de mine. Te voi gusta. Wednesday, sunt uimită. Chiar ți-a ieșit un burger delicios. Tu câștigi în runda asta. Știam eu că se va întâmpla. De data asta, faceți-mi o plăcintă. Sper că vă veți descurca cu asta. Încercăm. Mână, voi avea nevoie de ajutorul tău. Frământă aluatul. Apoi îl vom întinde împreună cu sucitorul. Acum e timpul să tăiem aluatul în forma necesară. Mână, am nevoie de ajutorul tău. Arată deja grozav. Timpul să punem sirop de căpșuni pe mânuțele astea. Perfect. Ce coșmar! Eu nu aș mânca asta. De ce nu? Sunt doar mâini comestibile. Și eu cred că arată grozav. Timpul să-mi coc plăcintele. Apoi mai vedem ce spune Kate. Eu voi face o plăcintă după rețeta clasică. Începutul e asemănător cu al unui milkshake. Trebuie să colorez înghețata și să amestec totul bine. Amestecul trebuie colorat și puțin îngroșat. Va trebui să lung pe baza plăcintei. Exact de asta am nevoie. Fiecare strat colorat se adaugă pe rând. La final trebuie să adaug desigur frișcă și bombonele colorate, ca să arate mai frumos. Plăcinta mea de înghețată colorată e gata! Plăcinta mea e lucru manual. Și e aproape gata. Mai rămâne doar să pun unghiile din alune. Așa, în cartea asta scrie detaliat rețeta de plăcinte. Înseamnă că am o șansă să câștig. Mai întâi trebuie făcut aluatul. Pentru asta am nevoie de făină, zahăr, ouă și puțină sare. Le putem amesteca cu mixerul. Dar am mâini. De ce să nu mă folosesc de ele? Gata! Să vedem ce se mai adaugă. În carte scrie că e timpul pentru gem. Perfect! Mână ciudată fără corp, ce vrei? Pleacă de pe cartea mea, îmi strici rețeta. Timpul să fac totul la cuptor. E aproape gata. Acum mai rămâne doar să așteptăm. Deja îmi imaginez ce plăcintă delicioasă îmi va ieși. E șansa mea să câștig. Dar de ce miroase ars?
Probabil vine de afară. Ce bine că am venit aici. Altfel ratam toată distracția. Și plăcinta mea! Chiar mă străduisem! Betty, te cred, dar nu voi mânca cărbunele ăsta. Iar plăcinta frumoasă a șefului o voi împuleca cu plăcere. Wow, feliata arată și mai bine! Și ce rece e! Ador înghețata! Îmi place plăcinta asta foarte tare! Wednesday din nou a făcut ceva ciudat! Sper că e comestibil! Ce delicios! Seamănă cu plăcintele de la Mac! Wednesday, ai câștigat runda asta! Pentru că sunt cea mai tare! Ăsta e adevărul! Așa, pentru început, vreau un sandwich! Uitați așa! Mă descurc cu el! Să vedem ce avem aici! Bomboane? Și cum să gătesc cu ele? Ha, sunt convins că la mine e mai bine! Ce? Și cum să lucrez cu asta? Tu ce ai? Wow! Eu am exact ce-mi trebuie! Uite și pâinea! Trebuie să o prăjesc! Aruncare? Ups! Firar din nou rateu! Ține asta! Cu ochii închiși? Ce mai e și asta? E imposibil! În fine, o voi pune pur și simplu! Apăs și mai rămâne să aștept! Ouch! Ce ață începătoare are! Gata! Te voi tunde chel! Ce zici de asta? Ouch! Așa! Uf, sunt plin de ace! Ce dureros! Trebuie să le scot! Vei plăti pentru asta? Și cine mai e înțepător acum? Îl voi băga în prăjitor! Și acum, mango! Ce bine că știu un life hack cum să ajung rapid la miez! Și acum tai ceapa și ardeiul iute! Ce uribilitate! În fine, desfac KitKat-ul și-l pun în prăjitor! Și acum Kinder Joy! Vai, se pare că e o jucărie! Wow, ce robot tare! Hâș, hâș! Învârtiș! Așa, să peliez cașcavalul! Super! Și pâinea s-a prăjit! Pot face sandwich-ul! Mai întâi pâinea, acum salata, șunca, cașcavalul, încă o pâine și gata! Cât mai e? Vai, e gata! Ce fierbinte e! Ioc, duhnește! Deasupra pasta de mango, inelele de ceapă, ardeiul iute și acopăr cu a doua jumătate de cactus! Gata! Au! Ce miros e ăsta? Ciocolata arde! Trebuie scoasă rapid! Vai, ce fierbinte e! Așa, deasupra pun pastă de Kinder, pun biluțe crocante și jeleu! Acopăr cu al doilea baton și e gata! Deci, Kate, timpul să guști! Așa, ce avem aici? Nu e rău! Încep cu asta! Arată delicios! Oh, exact cum îmi doream! Super! Și asta ce mai e? Gust? Nu-i rău! Stop! Iar de iute? Arde! Vai! Ups! Se pare că am ars ultimul sandwich! Se pare că nu-l pot salva! Scuze! Oricum ar fi câștigat acesta! E genial! Ura! Sunt atât de bucuroasă!
gata! Vreau bomboană pe băț! Floare la ureche! Ce am aici? Broccoli! Serios? Și cum să fac o acadea din el? Ghinion! Iar eu am Sprite! Oh, cred că știu ce voi face cu el! Yeah! Așa, eu am... gumă? Și cum să fac din ea o acadea? Agit și torn totul în oală! Adaug zahăr! O, da! Mult zahăr! Și colorant albastru! O, da! E perfect! Focul la maxim! Fierbe-te, scumpetea mea, fierbe-te! Îmi va ieși grozav! Așa, iau vata asta de pe băț și scufund în zahărul ars. Nu se prinde prea bine. Trebuie să vărs totul într-un castron. Uite așa. Și acum fac o sferă cu mâinile. Din nou nu-mi reușește nimic. Oh, am o idee. Iau zahărul ars înăuntru și acum lipez bățul. Acum sigur îmi va reuși. Perfect! Sunt un geniu! Am o idee! Deși nu, dar poate... Exact! Voi lua guma și voi face din ea un balon. Prea puțin! E nevoie de mai multă gumă. De tot pachetul! Acum voi face un balon adevărat! Super! Unde să-l lipesc? Hei, dezlipește-te! Uf, mi-a reușit! Și unde e glazura? Uf, mai că n-a scăpat! E gata! Așa, ce să fac? Am o idee! Uite și foarfeca de grădină! Ține asta, broccoli! Te voi tunde! Uf, am obosit! Bățul ăsta se potrivește perfect! Vai, am cam făcut mizerie! Adun numai decât! Și acum ce? Vai, l-am scăpat! Se mai întâmplă! Important e că acadeaua mea e gata! Timpul să guști, Kate! Wow, ce imensă e! Iac, broccoli! Iar asta arată exact ca în desen! Cu ea încep! Ce frumusețe! E cu gust de Sprite! Minunat! Și acum asta! Iac, deloc delicios! Și acum acadeaua delicioasă! Wow! Iac, s-a spart! Și sunt plină de gumă! Ce scârboșenie! Învinge acadeaua albastră! Am zis! Serios? Am câștigat? Ura! Ce mai, sunteți gata? Vreau... chipsuri! Vă descurcați? Ah, ușor! Ce am aici? Ceapă? De ce mie? Iar eu am... ciocolată? Bine, tu ce ai? Oh, sunt cartofi! Perfect pentru chipsuri! Îi voi pune pe furculiță! Uite așa, perfect! Acum curăț coaja! Ați văzut ce ușor e? Ceapa asta mă face să plâng! Și acum trebuie să o tai! Ce duhoare! Zec, mulțumesc! Ești așa de bun! Ține! Ioc, ce scârboșenie! În fine!
Am o idee! Trebuie să fierb ciocolata în ceainic ca să se topească! Ce mai e și zgomotul ăsta? Dar de ce? Nu te tai! Cartof stupid! Un moment! Am un feliator special de legume! Bag cartoful în el și îmi ies imediat chipsurile perfecte! V-am zis eu! Sunt perfecțiunea pură! Pun piper și bag la microunde! Am pregătit deja uleiul, acum trebuie să pun făina într-un castron, iar în altul pun apă. Bag inelul în apă, apoi în făină. Învelișul e gata, poți cufunda în ulei. Vai, uleiul mă atacă! Scapă cine poate! Oh, acum sigur s-a topit! Au, m-am ars! Ce bine că am un castron de gheață! Îmi voi răcori degetele! Uf, mult mai bine! Ceainic stupid! Iau ciocolata cu cleștele! Minunat! Perfect! Tai un colțișor și storc pe gheață! Primul chips! Minunat! Perfect! E chipsul ideal! O încântare! Ce e cu mirosul ăsta? Wow! Oh, da! Cât de delicios miroase! Chipsurile perfecte! Și, desigur, ce chipsuri sunt alea fără ketchup? Se pare că inelele mele de ceapă sunt gata! Timpul să le pun pe farfurie! Gustă mai rapid, Kate! Wow! Câte chipsuri diferite! Încep cu astea! Cu ketchup! O, da! Sunt așa de delicioase! Și asta ce mai e? Iac! Miros de ceapă! Și unul e îndeajuns! Acum astea! Ce interesante sunt! Gust! Wow! Sunt de ciocolată! Sunt nebunesc de bune! Victorie curată! Ua! În sfârșit am învins! O, da! Ați văzut? Să nu le lăsăm pe fete să aștepte. Trecem la treabă. Emma și Jane sunt nerăbdătoare să înceapă. Căpșuni și ardei chili. Jane, asta va fi dificil. Iar Emma e în al șaptelea cer văzându-și frigăruia de căpșuni. Nici o surpriză, se potrivesc de minune. Jane, cu gelozia nu pot să schimb nimic. Mă voi preface că ardeii sunt tot fructe. Sunt doar iuți. Nu, nu mă sperii. În ciocolată ți-e locul. Orice e mai bun acoperit în ciocolată. Stai. Ajutor! Îmi ia foc gura. Am nevoie de ceva, orice. Foarte manierat, Jane. Înțeleg că e iute, dar hei. Se pare că ai puțină ciocolată pe obraj. Dă-mi voie să te ajut cu asta. Oh, nu te enerva. Emma nu are noroc în această rundă. Lămâie. Dar Jane a primit Oreo. Wow! Așa da. Biscuiți de ciocolată înveliți în ciocolată? Nu-i rău? Emma lăcrimează. Știe ce o așteaptă. Dar nu se dă bătută. Trebuie să încerce. Dar Emma e o tipă dură.
Priviți ce face! Wow! Ce fel de vrăjitorie e asta? Ce e lichidul ăsta strălucitor? E aur? Ia! Jane se grăbește să încerce biscuiții înveliți în miraculosul sos, dar nu se știe dacă e la fel de bun pe cât e de frumos. Să sperăm că este. Jane înfulecă primul biscuite. Până acum e totul bine. Probabil nu e nimic de îngrijorat. Nu, al doilea biscuit a dat de înțeles că sosul auriu e incredibil de acru. Broccoli și gogoși. Două gustări complet opuse. Asta va fi interesant. Emma suferă, dar Jane nu mai e atentă la nimic în jur, având ceva atât de gustos de înfulecat. Dar Emma e șireată și va răsturna situația. Ok, broccoli, nu e totul pierdut? Delicios! Yum! Nu m-aș fi gândit niciodată că e atât de bun. Vrei să încerci, Jane? E un gust așa de neobișnuit? Facem schimb! Super! Nu vei regreta! Da, adaugă ciocolată și vei fi surprinsă, promit! Nu pot să cred că ai crezut! Nu pot să cred că ai crezut că va fi gustos! Oh, e mereu amuzant să petrec timpul cu tine, Jane! Iar acum e timpul să mănânc gogoșile! Nimeni nu ar putea spune că ăsta nu e un deliciu, așa-i? Ce se dă nu se mai cere, scuze, dragă, asta este! Wow! Yes! Oh. Ochi de jeleu și ouă fierte. Fără îndoială cine e norocosul aici. Dar hei, poate Emma va găsi o nouă metodă să schimbe farfuriile. Ochii de jeleu arată înfricoșător, dar gustul? Jane în sfârșit mănâncă ceva gustos și nu e nicio șansă să facă schimb. O să se bucure de fiecare înghițitură. Emma e foarte tristă. Ouă? Nu mai rămâne decât să le mănânce. Iac, învelite în ciocolată par și mai dezgustătoare. E clar că Emma se străduiește, dar wow! Și-a făcut curaj și le-a mâncat pe toate. Se pare că a reușit. Wow! Urmează cartofi prăjiți și o acadea de cristal. Cartofii sunt minunați, dar nu cred că ciocolata e sosul potrivit pentru ei. Cum merge treaba cu acadeaua, Emma? Arată nemaipomenit. Bineînțeles, e imposibil să muși din așa ceva fără să-ți rupi dinții. Ups, s-a strădit prea tare. Beată Jane, a primit o lovitură fix între ochi, iar asta îi transformă look-ul într-unul remarcabil. Arată foarte amuzant. Cui pasă? Trebuie să mă concentrez pe provocare. Bineînțeles, nu sunt nerăbdătoare să încerc, dar nu am de ales. De fapt, e chiar bun? Nu vine să cred. Papilele mele gustative au luat o razna. Yeah! Wow! Totul sau nimic?
Hei, pot să mai primesc niște cartofi? Iu, ce miroase așa? Oh. Trebuie să fie brânza mucegăită din farfuria lui Jane. Oh. Dar Emma ce a primit? Bezele. Are o idee cum să trateze acest desert. Asta e cea mai densă ciocolată caldă pe care am văzut-o vreodată. Dar cât de mult va putea de fapt să bea? E pe cale să afle. E un vis de ciocolată. În timp ce Emma se bucură de ideea ei delicioasă, Jane își pune mintea la treabă. Aha! Și-a dat seama că mirosul e problema, iar să mănânce acea brânză nu e așa de grav. Ha? Iar ultimele două bezele ale Emei sunt ideale. Atâta timp cât pune un strat generos de ciocolată, runda asta e a ei. Consistența lasă de dorit, dar ciocolata e așa de dulce încât nu va lua nimic în seamă. Doar dacă ar fi reușit să termine înainte ca Emma să-și dea seama unde au dispărut ultimele ei bezele. Mai este cineva foarte curios aici? Yes! O grămadă de gumă și un hot dog. Încântarea se poate vedea pe fețele lor. Guma este gustoasă și așa, dar învelită în ciocolată va fi și mai gustoasă. Mă întreb, dacă ar face un balon de gumă, ar fi de ciocolată? Doar priviți cum se uită Emma la Jane. Nu-ți stă bine geloasă. Wow, balonul chiar este din ciocolată. Wow! Și e imens. Yeah. Pun pariu că nu ați mai văzut niciodată așa ceva înainte. Wow! Jane ar trebui să se gândească de două ori înainte să muște din el. Bum! Asta a fost o adevărată explozie de cacao. Dar se pare că lui Jane îi place. E gata pentru a doua încercare. Am veselit-o chiar și pe Emma. Nu e ceea ce aș fi comandat eu, dar dacă e să o facem, trebuie să o facem corect. Un hot dog nu este un hot dog adevărat fără ketchup și ciocolată, cred. Îmi pot imagina deja ce oribil va fi. Am făcut-o. Cu greu, dar am făcut-o. Provocarea se menține la același nivel. O farfurie decentă și una mai puțin decentă. Sushi. Peștele și ciocolata nu au fost făcute să fie combinate. Nimeni nu ar putea să se bucure de o asemenea pereche, inclusiv Jane. Dar nu se dă îndărăt chiar de la cea mai grea încercare. Arată respingător, iar gustul e și mai oribil. Emma are mai multe speranțe. Un desert dulce și sărat în același timp. Emma e clar încântată de desertul ei. Are un zâmbet de ciocolată.
Și chipsurile s-au terminat. Rapid! E de neoprit! Scoate artileria grea. Un chips imens. Oh, wow! Pune-le în ciocolată, dragă! Emma își ia ochii de la premiu pentru o secundă și Jane se grăbește să ia o înghițitură. Iar acum, bătălia începe. Emma, nu poți lăsa garda jos când ai mâncare gustoasă pe masă. Sau în mână. Rapiditatea va decide câștigătorul acestei curse, iar imensul chips a dispărut la fel de repede cum a apărut. Asta e! Jane are zâmbetul până la urechi. Oh! Emma nu e la fel de fericită. Ea nu a primit lingurițe de ciocolată pe care să le învelească în și mai multă ciocolată. A primit ceva dezgustător pe băț. Caracatițe. Și cu toate că arată drăguț învelite în ciocolată, au gust de picioare. Emma le încearcă. Și încearcă să-și ascundă dezgustul, dar nu îi dau crezare. Dar tu? Ce lingurițe minunate, sunt pur și simplu superbe. Și sunt pe cale să devină și mai delicioase. Emma, ce păcat că nu ai primit și tu așa ceva. Le voi lăsa mai multe în ciocolată. Să mă asigur că devin maxim de gustoase. O să fie magic. Stai. Ce e asta? Cum a ajuns asta aici? Emma, tu din nou! Încetează cu glumele stupide. Sunt ale tale, tu trebuie să le mănânci. Ce nepoliticos. Sper să fie ceva gustos. Hai să aflăm! Oh, nu! Ce mai miroase! Urăsc brânza asta! Și eu tot brânza am! Hey, ce ghinion mai avem! Se pare că brânza mea nu miroase! Dar a mea, da! Ce oribil! Nu mai pot! Leșin! Uf, așa e mult mai bine! Și eu? Dă-mi-o! Eu ar trebui să-mi o pun! Eu trebuie să miros porcăria asta! Poftim, e clama mea. Și tot a mea e brânzica delicioasă și nemirositoare. Brânzica asta sigur e foarte gustoasă. Și miroase minunat. Extraordinar. Hei, eu! Hai, dacă e așa de bună, îmi dai și mie. Te rog. Poftim, mușcă. Și hap, nu-ți dau. Trișoare! Urât din partea ta! Ba deloc! E o farsă obișnuită! Aș zice chiar că e foarte delicios! Apropo, Betty, e rândul tău să mănânci! Oh, no! Nu! Mor de la mirosul ăsta! Bun, deci trebuie doar să-mi țin respirația! Nu ajută! Acum mă miroase gura! Ia, oribil! Nu, nu mai pot! Ba da, ba da, poți, trebuie. Poftă bună. Chiar, mă poate ajuta siropul de căpșuni. Cu asta sigur mirosul va dispărea. Așa nu-i corect. Ți-ai ușurat prea tare sarcina. Uf, chiar că duhnește mai puțin. Poate și la gust va fi mai bună. Nu, încă e oribilă. Așa-ți trebuie. Mănâncă pacostea asta. Gata, m-am săturat de tine. Ce faci? Mă răzbun. Măcar să fie ceva gustos. Hai să aflăm. Stai, sunt prea mari să fie adevărați.
Nu doar că nu e adevărat, dar e și delicios. Chiar, al meu e din ciocolată. Ce mare e! Jess, uite! Gata, nu mai am răbdare, e timpul să-l mănânc. Cât de bun e! Câtă ciocolată! Tare! Și eu vreau să gust. Nu, e al meu. Dar eu vreau doar să gust. Bine, fie, eu l-am pe-al meu. Gustos. Dar vreau ciocolată. Cum să primesc din ciocolată? Știu! Cred că pic! Se pare că a fost simplu. Acum mă pot bucura de ciocolată. Cât de bun e! Bună! Vai! Nu trebuia să-mi dai una, pentru că acum e rândul meu! Nu! Vreau! Au! Au! Nu trebuia să te pui cu mine! E ochiul meu! Ce e acolo? Stai, eu prima! Un pantof? Ce să fac cu el? Îi iau pe-ai mei? Poate e comestibilă? Iac, nu, nu-i bun deloc! Ce scârboșenie! Rămâi cu pantoful tău! Poate tu ai ceva mai rău! Și nu-i rău deloc! Pantoful meu e mai frumos și mai e și comestibil! Și eu vreau așa! E foarte gustos! Și are decorațiune de Skittles, favoritele mele! Împarți cu prietena ta? Nu, pleacă! Doar să gust! Am zis nu, pleacă! Măcar tocul! Nu, lasă-mă, m-am săturat deja! Zgârcenie! Te rog! Am zis că nu! Atunci ține! Ține asta! Așa îți trebuie! Și nu mai ai nimic gustos! A rămas puțină ciocolată pe pantoful meu! Chiar e foarte delicioasă! Chiar eu nu mai am ce mânca, mersi! Tobele, vă rog! Și deschidem! O minge? Eu nici nu știu să joc fotbal! Și eu am o minge, dar e neobișnuită! E moale! Ce bună e! E de ciocolată! Și eu vreau! Dar e a mea! Cu așa minge mă pot juca și o pot și mânca! Vai, se pare că m-am rugat-o prea tare! Uite, s-a spart! Înseamnă că pot lua o bucățică! Nu, nu poți, e toată a mea! E așa de gustoasă! Nu pot împărți așa bunătate! Ce să fac? Cum să mă joc cu mingea? Cred că știu cum mă va ajuta! Se pare că prea încet! Mai tare! Ce mai e și asta? Nici nu s-a clintit! Am înțeles! Trebuie să-mi iau avânt! Ca acum! În sfârșit, era cum ciocolata e a mea! Și chiar că e bună! Ce a fost asta? O, ciocolată! Tare! E a mea! Și tu întoarce-te sub masă! Interesant, oare ce-o mai fi? E o pisică! Uite ce drăguță e! Da, drăgălășenie! Și miroase delicios! Doar e de ciocolată, grozav! Tu ai ciocolată, iar eu ce oi avea? Ce drăguț! Un pisoi! Ce minunăție! Poți să-l mângâi! Nu-l atinge, e al meu! Fie! Măcar eu am gustarea! Pot să o mănânc! Iar
mereu am o gustare pentru pisăiaș. Pisicile adoră laptele. Vai, deja limpăie, grozav. Tare. Apropo, și eu beau lapte. Și chiar se potrivește cu ciocolata mea. Uite, și pisoiașul meu de ciocolată bea lapte. Fain, ca un pisoi adevărat. Da, doar că îl voi băga în lapte pentru mine. Pentru că așa e și mai delicios. Arată apetisant. Și eu aș vrea să gust. Așa-i, pentru că e chiar foarte bun. Pot să-mi fac o cișcuță din ciocolată. Wow, chiar e tare! Iar eu nu pot să mănânc grunda asta. Dar pot împodobi pisica. Ce grozav! Acum am un pisoi rege. Foarte fain. Se pare că a nebunit de tot de la foame. Extraordinar!